Bună seara, dragi prieteni! Sunt Helen și l-am alături de mine pe Ionuț, fundașul echipei Giganții. Să rămână! Ce părere ai despre meciul din această seară? A jucat cu Brâncoveanu. Niște băieți foarte buni, talentați. Ne-am concentrat foarte bine însă și am reușit să câștigăm. Deși a fost un meci foarte dificil, adversarii noștri foarte buni. Da, dar ați câștigat la o diferență destul de mare. Scorul a fost de 1-4. Diferența nu arată valoarea echipei adverse. Pot să spun că am avut și puțin noroc. Băieții se legau, pot să zic, în anumite situații mai bine decât noi. Dar, încă o dată zic, cu puțin noroc în anumite momente, noi am reușit să fructificăm câteva atacuri, ceea ce ne-a adus victoria și poate de aceea ne-am detașat puțin așa, ca și goluri. Ce planuri aveți pentru următoarele meciuri? Păi, în continuare, noi avem un moral foarte bun datorită acestei victorii și sperăm ca la fiecare meci să câștigăm. Ne place victoria în sine, niciunul dintre băieți nu este timorat sau timid. Stăm în Rahova și noi mergem numai la victorie. Îți mulțumesc foarte mult! Să rămână! Țin să mulțumesc și sponsorilor noștri, Homa Sport Shop și Cipitan. Nu uitați să dați un like pagina noastră de Facebook Liga Prieteniei. Pentru detalii suplimentare, vizitați site-ul nostru www.ligaprieteniei.com.